Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Astăzi jucăm Vampyr, un joc care a apărut recent, a apărut aseară, pe data de 4 iunie, iar acum suntem în data de 5. Iar nu știu cum o să fie uploadat acest video, așa că s-ar putea să fie uploadat mai târziu sau mai devreme, în funcție de cheful pe care l-am de să-l editez, să-l aranjez așa cât de cât. Thumbnail-ul este pregătit de bătaia acum să... Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Da, frumos discurs, am fost așa zdruncinat, ca să zic așa, de acel minunat discurs. Death. Foarte tare. Since the apple was plucked. Așa, o voce de asta e ambientală, se aude și vorbește despre moarte ca și când ar fi așa, nu știu, ca un fel de dar spre Dumnezeu și așa mai departe. Bă, a început bine. Aoleu, da, ce dracu să știam aici, ce dracu a fost, mă, cel? Ma... Aoleu... De câte am înțeles, este vorba despre un doctor care se transformă într-un vampir, ceva de genul ăsta, dar nu știu cum dracu se va realiza treaba asta, dar o să aflăm. Și dacă vă place, o să facem o serie, dacă nu vă place, nu mai facem, e simplu, ca bună ziua, nu? Că văd că pe YouTube acum, ca să prind, ca să prindă bine, trebuie să faci musical. Pentru că trebuie să fii tare, mă, trebuie să fii ca toți YouTuberii ăștia mari de duzină de la noi. Ce ne-am face fără ei? Dar nu știu, asta, așa vede tipul ăsta, femeia asta, nu știu. E din perspectiva unui vampir. Asta se gândește numai la sete, numai la sânge. Da, prea târziu. Sper să se audă și jocul bine, adică eu am o mare problemă când vine vorba de sunet. Ori îl dau prea încet, ori îl dau prea tare. Nu știu acum cum o să audă la voi, acum sper să se audă bine.
Dar, mă rog, primul episod e pilot, adică nu se e perioada de test, știi ce zic? Mă, la mine se aude ok, acum nu știu cum se aude la voi. Please, a moment, let me explain. Oh shit, l-am pușcat, mamă. Mă, deci dacă e vampir acum, asta poate să-ți supraviețuiesc, că nu știu cum dracu se... Ce dracu se va întâmpla acum? Ia, mașite! Da, de jocul de-abia a apărut, așa că nu v-aș aștepta să meargă super planao. Deci o să mai... Da, deci până la... o să apară update-uri și chestii de genul ăsta. O să mai fie, ia. Aulu. Ia, mamă, junk! Dar nu-ți mai cere scuze după ce omori. Parcă sunt eu pe ce se gomă, jur. While looking enemy. Ok. Dar nu-i nimica! Ia mașeta lui tataie și eu mor. Dar nu pot să iau pistolul de ăstora? Hai mă, hai mă. E, dar nu-i cum să ai tu pistol, păi atunci ești mai șmecher. Au luat mai puțin de viață. Gata. Ma, dar nu pot să iau asta? Ce păcat, bă, ce păcat, mare păcat. Că nu pot să iau. Mă, ce pot să zic, a început bine. Sper să o continue super bine. Și sper să sfârșească super bine, zic eu, nu? Aha. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech. Ah. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's sake? I'll do the rest of the job. Just leave me. Deci lumina zilei îl ardea. Am înțeles. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Da. Asta știu și eu. I need to find somewhere to hide. Oh, shit. Hai că fac așa, fac așa, fac așa. Aha. Te-am prins, mă, dularule. Vei știi ce ușor la mă urpă ăsta, mă jur. Dă ia-i, mă, armă de pe jos, coi. Ce dracu faci? De ce nu iei armă? Mamă, dă-i mișto jocul ăsta, îmi place. Hai că a început bine. Is anybody there? Mă, de parcă toată lumea știe că mi-am omorât sora. Dar știi, așa s-a transmis așa, telepatic. Și jocul se petrece în Londra anul 1918. Așa, în caz ca să știți. Și sper să vă placă, adică dacă vă place, știți și voi ce să faceți, să distrugeți butonul de like și subscribe. Pentru că mă motivează. Deci soarele este strălucește, că e gen e pe cer, iar îl arde treaba asta. Asta ca să înțelegeți ce a spus tipul ăsta. O să vă mai traduc așa din când în când, nu întotdeauna, dar o să vă mai readuc aminte ce se discută. Am înțeles. Brother. What have you done? Mary. 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 I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Hmm. Da, ciudat, eu nu știu cum a lăsat de veni vampir și... Oh, uite mă, uite bă! Vedeți cadavrul la... Ești nebună! Vai de capul meu cum arată! Vai de capul meu cum arată, dar frumoasă ești, tanti! Ce mâncat azi dimineață? Blanau arăți! This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. No. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an eve. Acum și aceea aminte ce s-a întâmplat cu el, cum a devenit acolo, cum a ajuns în groapa aia cu morți. Dar totuși n-am înțeles ce era cu groapa aia cu morți totuși, de ce erau atâtea lumea acolo, adică care era scopul? Aia, că erau criminali, erau, ce erau ăia de acolo, că nu mi-am dat seama. Și nu știu cum dracu a devenit ăsta vampir, adică cum de a muri, că era presupus mort. Deci practic se întâmpla ceva, s-a întâmplat ceva cu el între timp, înainte să ajungă acolo. A fost mușcat, se pare.
cred. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? Da, da, eram sigur că a fost mușcat ăsta. De ce ăsta a murit? No. No. I still have so much to accomplish. Așa tipii ăia l-au găsit, i-au luat ceasul, l-au aruncat în groapă. S-a trezit din morți. Dar au murit-o pe sursă, așa cum suntem aici. Deci cam am înțeles care e schema. Deci cineva l-a omorât ea. Deci de ce s-a sinucis ăsta sau care a fost chemat cu el? E clar, e semn de suicid, clar. Sau poate că nu. Cine știe. De moment că mă țineam pistolul la mână, ești nebun. Revolverul ăla blanau îmi place mult. Ți minte că am avut și eu un pistol de ăsta de jucărie. Mă uit ce-mi plăcea să manevrez. Now, there's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Na, corect. No, it never got easy. Ok, bun. Vedeți care e... Ok, deci avem un pistol, cred că o să-l folosim. Mă, cred că... Poate nu prea cred că avem. Ia să vedem mai ce se întâmplă. Poate să dormim, poate. Cred că dormim și după aia acționăm seara. Pentru că acum nu ne putem duce afară, că e... soare. No sense at all. Da, să fie să marele plot twist. So be it. Și gata, asta a fost jocul. Credit. Și acum să vezi că e credit. Să vezi că e credit. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut această minunată serie, dați like. E, bă, dracu. Dar chiar cum ar fi fost să fie acum? Să fi fost un ending de asta opțional, cum a fost în Far Cry. Dar văd că nu e. Înseamnă că ți-a cel lucru e bine, că nu... Bă, are potențial. Deci asta, deci asta chiar îmi place. Aha, e nightmare? Mamă, frumos rană. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Cred că vorbește cu ăla care l-a infectat. Oh, avem și skill-uri acum, evolutions, ok. Gata, frate, hai că ne-am abradat. Aici putem să facem ceva? Nu putem. Oho, ca lumea, boss, ca lumea. Avem și aici, facem chestii de genul ăsta să le avem pe toate. A, deci se pare că nu prea mai avem, ok. Confirmăm că ne-a fost de ajuns acest upgrade. Deci cred că trebuie să consumăm sânge ca să
avem posibilitatea de a ne upgrada. Cred că asta e. Ok, am înțeles. Acum cred că e timpul să începe afară. Am înțeles, ridici nord blanc, ok. Easy enough. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand. Opa, cineva. De cineva ne bate la ușă. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here. Oh, 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 pute face și de astea, mișto. My head's spinning. Eu atât n-am înțeles cu vampirul ăsta, de ce era vampir, dar toată lumea l-a căutat, adică nu înțeleg de ce se mai oboseau atâția oameni să-l caute. Mama, avem... Opa, opa. Ușor, ușor, ușor. Eu n-am înțeles de ce nu... N-a putut să ia un pistol. A, deci pe T, așa și pe G. Ok, ia ce, pres, așa... Dar totuși nu m-am prins care e faza cu asta, dar mă rog. Aaa, dacă ține m-a apăsat, aaa, dă, ia, ia, ia. Mă mușcăm, ești nebun. Gata, acum ai mort. Aoleu, 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 stai că ăsta e periculos. Ăsta e periculos. Și acum unde dracu ne ducem? Cred că pe podul ăla ră. Cred că pe ăla ră. Cred că pe aici ar vrea să spună joculeț. Ia o blude ne pe aici. Deci o să fie, cred că o să fie aplaudat și pe cele, pe al doilea canal, ca să nu mai stau să mă fac încă un clip. Na, asta nu e bine. Sunt la nivelul 3. Sătoriți bloc. Ok, că pe aici v-am înțeles. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum. Să vezi că acum asta ne atacă. Să vezi, pe pariu, pun pariu pe orice, că asta se va întâmpla. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Assailant era, cred că era ca un fel de asistent, nu? The smell is so strong. Acum, deci cu V. Observăm sângele. Sau... Sau practic ne spune unde să ne ducem. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. Am înțeles. So that must be the killer's trail. Mă, chiar nu știu ce să mă aștept de la jocul ăsta, deci efectiv e așa, e fucked up. Refilarul, am înțeles, ne-ai când ne-am făcut totul. Acum spunea ce că Fallout the Trail Killer. Eu întreb în pasă, dar hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Like tu, vrei să spui că nu sunt, like sunt așa un căcat. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. Așa se spune mai nou. One customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. Nu spui cu de locals. Foarte, mamă, dar adevărul că m-a ajutat foarte bine. Foarte mult m-a ajutat. Ia, să poate mă ajută cumva. Sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not... Not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. De ce? I'm looking for someone who might have passed through here recently.
wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Ok, nu o să-i faci nimica, doar a... I cannot enter. Ah, deci ne-a zis tipul ăsta aici, ok, sus. La prima ușă. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Dar de unde ne-ai bă știa că îi ascultăm? Vreau să știu și eu. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself! I need a word. Anyone. Oh. Well, that's something I can do for you. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here, too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Oh, ho, ho, ho. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ok, măcar asta nu ne-a pus pistolul la tâmplă cum a făcut-o alții, așa că e un semn bun. Nu știu ce să zic despre asta, pare a fi de treabă, dar nu prea în același timp, adică nu știu ce să zic. Dacă e ăsta criminal. Deci asta e cumva pe aici, nu la boat, a zis. Deci poate trebuie să fii sigur, ia. Aha, te-am găsit! Aha. Să vezi că e mort, e de dux. Ok. Body is still warm. This man has just been drained of blood. Deci tu mai a fost omorât, ia This man was armed. He tried to defend himself.
Așa, examin de unt. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Și cap de nuț, ia vede, ce dracu' e asta? Some sort of note. Examine de boat. And empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Mamă, armura asta pe mâini, chestia alea pe mâinile lui, mi-am zis foarte mult de hate în Kenway. Ok, și aici, deci... Follow the blood trail from the pier. Ok, acum trebuie să urmărim dâra de sânge de pe acest pier. Și, na, acum vedem care e faza cu criminalul ăsta. Păcat că s-a terminat acum și ai umor. Mamă, îmi plăcea să zic așa emisiunea asta foarte, foarte mult, pentru că na, vedeam tot felul de oameni de ăștia nebuni care apăreau la televizor și care se făceau de râs singuri, adică era free, adică dacă vrei să te faci de râs, du-te, fă-te la umor și fă-te. Iar acum că s-a terminat, bă, ce să zic, îmi pare rău, știi, că nu știu dacă o să se mai facă ai umor, probabil că o să mai facă, dar nu știu exact data. Cred că se fiază undeva prin august și se dau în septembrie. Și dacă când termin și serialele astea, eu știu, The Flash, Arrow, Gotham, eu știu, The Walking Dead și așa mai departe, bă, parcă se drămă așa ceva din sufletul meu, să-mi bat piciorul de nu. Parcă e, știi, nu știu, parcă cineva că am niște clădiri așa și vine cineva și efectiv le distruge, știi? Cam așa, cam asta simt eu acum, nu știu cum simțiți voi. Dar e de căcară de tot să-mi bat piciorul. Dar bine, și asta se mai fac, ia preserv tu. Ok. Dar nu pot să fac gen așa? Și mai era la un tip, Zlotan Ali mi se pare că-l cheamă. Foarte deștept omul. Iar Mihail l-a făcut dobitor pentru că a zis că își câștigă bani din treaba asta cu băieți de oraș, chestii de genul ăsta. Mă, el a avut dreptate, știi bine, că a fost făcut dobitoc, că nu mai știu care a fost faza și de la făcut dobitoc. Și omul i-a spus, bă, frate, vezi că e un proiect în care Mihai Bendeac își scoate banii, știi? Și puse seama că tipul a fost ok, adică, cum se cheamă, ăsta, Zlotan ăsta, așa a zis punctul său de vedere, adică, când ești atacat și când ești jignit, mi se pare chiar corect să iei atitudine. Nu înseamnă că trebuie neapărat să... Nu, să zic ceva adevărat, știi? Poate să fie așa doar la moment, știi ce zic? Dar mi se pare corect, știi ce a făcut, da? Mă rog, știi? Dar îmi place că e... Că îmi place că el poate să jignească oamenii, că el face nu știu ce chestii de genul ăsta, că e Mihai Bendeac, el e perfect în toate, știi? Nu greșește, mă, pe ei. O să greșească Mihăiță. O să greșească Mihai Bendeac, pe ei. Nu, frate, nu, el e... Și știu, și bine, și Zlotan ăsta chiar are, cum se cheamă, un talent ăsta, dar... Dacă și-a spus punctul tău de vedere sau chestii de genul ăsta, lasă-mă să cred în ceea ce vrea el. Știi? Și nici mi s-a părut corect că l-a jignit, adică pula mea. Frate, tu în calitate de jurat, tu n-ai voie să înjuri un concurent. Știi? Că dacă te înjura pe tine careva, vă face ca trenul, toată lumea. Îmi spunea săracul Mihai Bendeac a fost înjurat, nu știu ce, chestii de genul ăsta, știi? Dar, bă, mare pizdă cu tot timpul și ăsta Bendeac. Mare pizdă. Ok? Asta ce dracu e, one hand. Mamă, deci pot să dau șabui la asta? Se pare că doar la asta nu. Doar la cuții și cam atâta. Cam asta e cum e Bendeac. Și cu The Flash, frate, iarăși. Mamă, mi se pare genial și serialul ăla. Nu știu, deci îmi place foarte mult. Dar acum iarăși o să fie în octombrie și până în octombrie durează ceva. Fresh blood. The whole building reeks. Da, sincer, sezonul ăsta a fost mai bun decât treiul, că care treiul a fost dezastru, deci mi-a plăcut deloc. Bine, acțiunea a fost ok, dar finalul sezonului a fost din căcarul. Mă, ce dracu ăștia a făcut? A, deci asta e. A, deci ăsta e omor, futu-ți maica mătii. Te-am găsit.
Mama, Daero e și mai mișto. În caz că nu știți, ăsta Oliver Queen a ajuns la furnaie. Ai! Aolo, coaie, dar n-am pistol, coaie? Ia, doi! Oho! A, chiar am dat damage, chiar am dat damage, chiar mi-a ieșit-o puțin. Gata, tata, l-am omorât. Fiu! Ce mișto a fost asta. Sezonul 6 din Nero sau cât e, chiar a fost mișto, iar check the victim, ok? William, please, stop. Ce s-a întâmplat? Nu mai e William. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You was a You're doctor. Suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Oh, chiar că de... Ah, that was nice. Ok, am înțeles acum. Băi, ce să zic, jocul e ok. Adică, nu pot să zic că m-a atras acum, nu știu, foarte mult. Dar poate că dacă eu știu doar tac din gură și mă gândesc și doar sunt atent la gameplay, o să mă atragă cu siguranță. Dacă v-a plăcut acest episod, lăsați în secția de comentarii, bă, mi-a plăcut, fă o serie, băi, dragoste, nu mai fac când ne-a plăcut, dați acolo un like pentru că mă motivează, ghiciți ce, un subscribe ca să fiți la curent cu noile mele clipuri. Eu am fost Bludenwurst, să aveți grijă de voi, că de nu are nimeni. V-am pupat! Mă fuc cu chinezuecă, fix la ea în Rahova. Mă fuc cu chinezuecă, fix la ea în Rahova. Mă fuc cu chinezuecă, fix la ea în Rahova. Acum fac cumva să-mi afle nevastă-mea. Mă fuc cu...